ziua, deși este sâmbătă, m-am gândit să vă fac o surpriză și să vă prezint parfumurile sau trupa mea de parfumuri pe care o folosesc toamna și în anotimpul rece și iarna, dar să știți că am oprit niște parfumuri pe care le voi prezenta prin noiembrie așa, care sunt specifice iernii și pe care mie îmi place să le folosesc îndeosebi iarna și atunci când sunt sărbători. Ce este specific parfumurilor pe care eu le folosesc toamna? Sunt mai puțin florale, bineînțeles, sunt dulci, sunt gurmande, sunt lemnoase, sunt ambrate. În primul rând predomină de foarte multe ori ambra și vanilia în parfumurile pe care vi le voi prezenta. Și pentru că sunt câteva, eu zic să începem, dar înainte de a începe, vreau să spun că darul meu către voi, cel câștigat la tragerea la sorți, a ajuns la destinatar. Destinatara se numește Cristina și am înțeles că îi place foarte mult parfumul și ce a mai primit pe lângă parfum. Și vă mai anunț că la următoarea 500 de abonați voi organiza un nou giveaway, voi face un videoclip special pentru acest lucru în care vă voi prezenta giveaway-ul, dar vă spun că este vorba despre două parfumuri, despre niște mostre de parfum, vă mai spun că este vorba despre un gel de duș și o loțiune de corp de la Bath & Body Works și și o mască pentru ten, un giveaway foarte bogat, dar așa și trebuie, pentru că ne apropiem de 1000 de abonați la acest giveaway și se apropie și sărbătorile de iarnă. Deci fiți cu ochii pe mine și pe acest canal de YouTube, să vă abonați, să apăsați clopoțelul, pentru că eu sunt puțin imprevizibilă și nu postez tocmai miercurea și duminica cum am stabilit. Uitați, pot posta și joia, și vinerea, și sâmbăta, și lunea, și marțea, exact cum îmi găsesc și eu puțin timp liber și bine dispoziție ca să vă pot vorbi cu drag și cu folos. Și haideți să începem. Primul parfum care merge foarte bine toamna, să știți că nu este un parfum foarte scump, dar îl găsiți în Marea Britanie și este de la firma L'Oreal și se numește Together Forever. Pe eBay s-ar putea să-l găsiți. Este un parfum din 2013 și are o formă foarte frumoasă, de aceea l-am și comandat de pe eBay. Este vorba despre acest parfum, Together Forever, care miroase foarte frumos. Apropo, Cristinei i-am dat o mostră din acest parfum și dacă e pe fază să-mi spună în comentarii dacă îi place cum miroase, Together Forever de la L'Oreal este un floral ambrat lemnos, un dulcișor și prufloral este și v-am zis, paciuli și ambră, asta veți întâlni
toamna la mine în colecție și mi se par parfumurile cele mai potrivite pentru acest anotimp. Deci primul este acesta, vă inserez imagine, inserez și cu notele, așa ca totul să meargă strună, ca da? Să vă dați seama despre ce parfum este vorba. Altul, și văd că i-a zburat puțin capacul, este vorba despre Controversial de la Jade Goody. Jade Goody este o tipă din Marea Britanie care face vloguri sau nu știu ce face și este foarte controversată chiar. Chiar și denumirea parfumului Controversial. Este un ambrat floral dulce lactonic. Să știți că este foarte frumos, îmi place foarte mult și iar, Cristina, ai mostră din acest parfum și te rog să-mi spui în comentarii dacă îți place cum miroase. Mie îmi place, să știți. Și nu este un parfum foarte scump și chiar persistă și are sia și este, de, v-am spus, ambrat lactonic, puțin fructat și dulce. Este o combinație foarte frumoasă. Un alt parfum pe care eu îl folosesc în această toamnă și care este foarte drăguțel, care are o cireașă, o vanilie, o ciocolată, un paciuli, un musc, puțină gardenie, dar care nu prea se simte. Este vorba despre Afnan de la Modest de pardon, parfumul Afnan. Parfumul Modest de la Afnan și s-ar asemăna cu Trezor la Nuit de la Lancôme. Așa o fi, chiar dacă nu se aseamănă, să știți că este un parfum foarte bun, foarte persistent și care are și siaj. L-am consumat ceva pentru că m-am dat în ultima perioadă, am zis să le mai testez ca să văd și eu mai clar despre ce este vorba. Și este un parfum foarte bun și îl găsiți pe Parfumas la vreo 150 de lei, variantă de 100 de mililitri. Sticluță frumoasă, cutie frumoasă, este foarte bun și pentru cadou. Deci cireașă, ciocolată, ambră, paciuli, o nebunie. Un altul despre care v-am vorbit data trecută și care de atunci v-am spus că poate fi folosit toamna. Mă scuzați, este vorba despre parfumul de la Jazz Jack, Wild Orchid, care v-am spus că seamănă foarte bine cu Velvet Orchid de la Tom Ford, nu mai insistăm. Este dulce, are scorțișoară, are de toate, în genul, celor de la Tom Ford. Și dacă cineva îmi spune că nu prea persistă, nu știu ce să zic, dar pe mine persistă foarte bine și are și siaj. Depinde de pH, nu știu. Este și foarte ieftin și v-am zis de data trecută cam pe unde îl găsiți. Poate reușesc să las link-uri în descriere, ar fi minunat. Inserez imagine, notă și așa mai departe. Un altul, tot de la Jazz Jack, este vorba despre Lady Noir. La fel, v-am zis că spre deosebire de acela care are o tămâie, ăsta are puțin mai multă vanilie și este foarte, foarte frumos. Și la fel, persistent și cu siaj bun și cred că ele costă în jur de 50 de lei. Un altul, așa, este acesta. Este acesta, Black Afghano, de la Privé Couture Collection. Bineînțeles că este o reinterpretare a lui Black Afghano de la Nasomoto. Are cânepă, are vetiver, lemn, rășini, cafea, tabac, caramel, smirnă,
ud, dar nu foarte mult și este un aromatic extraordinar. Și îl mai găsiți pe Star Cosmetics, așa, și pe Star Cosmetics, la 30 de mililitri, 95 de lei. Oricum este mai ieftin decât Black Afghano de la Nasomoto și miroase, că știu cum miroase și acela, miroase identic. Poate la persistență. Persistența nu e ca a aceluia, dar să știți că Siaj are și persistența, să zicem că este în jur de 4-5 ore, ceea ce nu e rău pentru un parfum la 95 de lei, în variantă de 30 de mililitri și care se vrea o reinterpretare a lui Nasomoto, a lui Black Afghano de la Nasomoto. Un altul, eu aici trebuie să-mi caut sticluțele, da? Un altul foarte frumos, foarte, foarte frumos, este roc de la, cum o cheamă, Riana. Începutul este așa, mai înviorător. El are tămâie, are iasomie, trandafir, are piele, prune, paciuli ambră, v-am zis, paciuli ambră, vanilie, esențele toamnei. Și cel mai ieftin îl veți găsi pe Sole la 75 de mililitri, 75,90 de lei, plus codul meu de reducere de 5% pe care o să-l inserez și o să scadă prețul. Să știți că este un parfum care merită a fi cumpărat și purtat toamna. Miroase foarte frumos. Surprinzător pentru un parfum de vedetă, persistă și are siaj de asemenea. Bun, un altul care la fel pe mine m-a surprins atunci când l-a cumpărat este un parfum de la Agent Provocateur și este vorba despre Fatal Intens. Pe parfum am înțeles că este varianta cea mai convenabilă. Are ardei iute, licorice, mure, lotus și, bineînțeles, baza care ne și îngăduie să folosim acest parfum toamna. Baza este dată de ambră, vanilie și paciulie, exact ce v-am zis la început. Este frumos și eu la vremea respectivă am zis că seamănă cu Euforia de la Calvin Klein și îmi mențin părerea. O să fac o comparație cu Euforia de la Calvin Klein într-un vlog și chiar sunt curioasă, încă n-am comparația, dar nasul meu asta îmi spune că se aseamănă cu acela și mai aduce un pic și cu Angel de la Thierry Mugler, dar nu, mai mult bate către Euforia din punctul meu de vedere. Un altul, achiziție destul de recentă, niște parfumuri de la Marhaba și se numește Contagious și din păcate nu se mai găsește. Cred că v-am zis de data trecută că este un oriental vanilat extraordinar, are scorțișoară, are cafea, și la mijloc are cafea și are și un lemn dulce și bineînțeles că finalul vanilie, paciuli și note lemnoase. Și uite așa ne-am făcut iar cu un parfum de toamnă, Contagious de la Marhaba, dar nu-l mai iau. Nu știu ce s-o fi întâmplat. Ok, mergem mai departe.
și să vorbim despre frumușelul acesta de la Elizabeth Arden, Eloise Red. Am mai vorbit despre el. Este un oriental vanilat superb. Din păcate, pe parfumul l-au scumpit. Cel mai convenabil preț era la parfumul și ei chiar l-au scumpit. Și este un oriental vanilat foarte, foarte frumos. Deci Elizabeth Arden, să știți că nu face numai parfumuri despre ceaiuri, face și parfumuri serioase și frumoase, așa, pe care noi să le purtăm toamna. Ce frumos e! Ce frumos este! Un altul este vorba despre acest Zadig & Voltaire, This Is Her, creatorul Michel Almerat. V-am zis că o să urmăresc acest parfumier, mai ales că am aflat ce parfumuri deosebite face. Știți că pe Parfumo, în variantă de tester, îl găseam de multe ori la 140 de lei, în variantă de 100 de mililitri, culmea s-a scumpit la 195,6 lei. Are, știți, are la vârf iasomie, piper roz și floare de mătase, castan, frișcă, vanilie la mijloc și baza este dată de un santal frumos și un cașmir care face așa pufos întregul parfum, care este un dulce, un gurmand, un vai de capul meu ce bun e acest parfum, pe care eu îl folosesc și vara, îl folosesc și toamna. Și ce dacă îl folosesc în toate anotimpurile, pentru că mie îmi place enorm. Este foarte frumos. Mie îmi place foarte mult. Și dacă îmi place, îl port. În ce anotimp vreau eu. Nu-mi spune nimeni. E vreo lege care mă restricționează în a purta Zadig & Voltaire, This Is Her, vara sau toamna? Nu. Îl port. Îmi place, îl port. Bun, un altul de care eu sunt îndrăgostită și iar o descoperire de-a mea, este vorba despre Supremacy acesta de la Afnan, v-am tot vorbit, v-am spus că este o ierba pura, florală, frumoasă și mult mai frumos decât ierba pura, mult mai feminin, dulce. Și se potrivește atât de bine acestui anotimp și acest parfum persistă și are un siaj, vai de capul dumneavoastră, nu știu, la un moment dat să știți că nu s-a mai găsit pe piață și dacă l-au reformulat, îmi pare rău, dar ce am eu aici este o comoară, serios, nici nu merită să dau banii pe erba pura. De ce să dau banii pe erba pura? Când poți să-mi cumpăr Supremacy cu 170 sau 160 de lei și cred că numai cei de la Parfumas l-au. Și este un parfum foarte bun. O erba pura numai pentru femei. Acela este unisex erba pura, ceva mai aspru. Acesta este cu un pic de floare, cu un pic de dulceață și gata, e făcut pentru doamne. Este extraordinar de purtat toamna. Și nu numai toamna, și v-am spus că și în seriile de vară. Nu uit ce am zis, pentru că l-am prezentat în vlogurile cu parfumuri de vară și v-am spus că se poate folosi în seriile de vară, nu ziua, căci ar fi prea mult. Mai beau puțină apă. Așa, mulțumesc pentru pauză. Și un altul pe care eu la fel îl folosesc toamna, dar și primăvara merge, este vorba despre Ange Demon de la Givenchy. Este o apă de parfum care are șofran și în care se simte crinul și are și un stejar.
și are și un timbru care îi dă un zvâc de fresh, de mentă, de ceva cimbru, ceva înțepător din punctul meu de vedere. Este foarte frumos și foarte persistent și îmi place, place. Și îmi place, place mult de tot. Se simte crinul, să știți. Într-adevăr, este un parfum în care eu simt crinul și stejarul foarte bine. Amestecăm o floare puternică, chiar dacă este de vară, dar este o floare foarte puternică cu personalitate și cu un lemn, un stejar și gata. Am făcut un parfum de primăvară-toamnă. Un altul, să mă uit pe listă, da, este nou, achiziționat, este achiziție nouă și sunt mândră de această achiziție. Mi se potrivește foarte bine mie. Este vorba despre Jill Sander, numărul 4 sau number 4. Este un lemnos oriental superb și care persistă de te plictisești, dar nu te plictisești niciodată de un parfum care miroase atât de frumos. Bineînțeles, creatorul acestui parfum, Mâncalar Mama, este Michel Almera, care face, doamnelor, niște parfumuri extraordinare. Of, notele acestui parfum sunt prea multe, dar sunt într-o armonie. Creează aici un parfum lemnos oriental care merită toți bănuții și nu este așa de scump. Și v-am spus și v-am povestit și despre Jill Sander și v-am zis și v-am povestit și despre Number 4. Hai să vă zic că la bază are lemn de santal, cedru, ambră, vanilie, zibetă. Da, zibeta o întâlnim noi așa mai rar. E totuși o substanță cărora unora le place, altora nu le place. E puțin mai puternică, dar aici nu se simte foarte, foarte tare zibeta. Am tonc, am paciuli, am mosc, am mușchi de stejar. Un parfum foarte frumos, iar doamnelor cărora le plac parfumurile puternice, acesta este un parfum pentru voi, pentru toamna, ambrat, oriental, vanilat și cu tot ce vreți voi. Le are pe toate. Un altul este vorba despre un parfum la fel, care îmi place mie foarte, foarte mult și chiar am consumat din el. Este de la Lacoste, Purfam Elixir. Purfam Elixir. Și este atât de frumos și se așează atât de bine pe pielea noastră, e în armonie cu mirosul nostru, cu pH-ul nostru. Este în genul, este în genul lui Zadigem Voltaire, This is Her, ceva mai accentuat. El are o mandarină, un piper roz, o iasă mie, dar la bază avem vetiver, vanilie, paciuli, lemn de cedru, tuberoză, ambroxan. Unde întâlnim ambroxanul, știm, avem un parfum puternic care persistă și persistă, să știți, și se transformă atât de frumos mirosul său, se transformă atât de bine și miroase excelent, să nu cumva să ratați acest parfum. Să știți că nu o să mă înjurați. Știu ce zic, miroase foarte bine acest Lacoste Purfam Elixir și am văzut că nici nu este prea scump. Dați fuguța până nu se află că e parfum bun și iar îl scumpesc ăștia. Așa că ascultați-mă. S-a întâmplat cu mai multe parfumuri, da? Cărora le-am făcut recenzii, nu vreau să mă laud, dar așa s-a întâmplat. Le-am făcut recenzii și apoi nu s-au mai găsit pe piață sau
S-au scumpit. Bineînțeles că au făcut și alte doamne recenzii, dar le-au făcut. Și bineînțeles că ele fiind recenzate, doamnele le-au cumpărat și uite că ei profită și cresc prețurile. Bun, o să beau apă. Am mâncat pește. Am mâncat pește și peștele cere apă. Un alt parfum pe care eu l-am de ceva vreme, dar nu mă pot despărți de el, deoarece este un superb pentru doamnele care sunt cu adevărat doamne. Acest parfum le dă un plus și strigă de departe: ho, ho, vine doamna, vine cocoana, uitați-o, lady. Este extraordinar parfumul. Este vorba despre Allure Sensuel de la Chanel. Parfumierul este Jacques Polge. Este un oriental floral deosebit. Are în vârf mandarină, iris, bergamotă, iasomie, citrice, trandafir. La mijloc, vanilie, patchouli, ghihlimbar și la bază, tămâie, vetiver, piper. Cine nu-l are? Și la fel, iubește parfumurile tari, iubește parfumurile deosebite, de damă, damă clas, de clasă, așa, niște doamne foarte frumos îmbrăcate. Eu aș vedea o notăriță îmbrăcată cu acest parfum, un avocat, un economist foarte bun. Oricum, toate doamnele acestea cu funcții ar trebui să poarte și să aibă la îndulăpiorul lor cu parfumuri acest Chanel Allure Sensuel. Dar nu numai, și doamnelor, și doamnele care iubesc parfumurile puternice și cu adevărat frumoase. Să știți că parfumul meu este de mult. Nu și-a schimbat mirosul. Este adus, cred că din Statele Unite, de soțul meu. Mi-a adus câteva parfumuri din state. Nu știu dacă calitatea de acolo este aceeași cu calitatea pe care o regăsim aici în România. Dar este un parfum extraordinar, foarte, foarte bun. Așa, un altul. Și am făcut și un review la acest parfum și nu cred că mai pot vorbi prea mult despre el. Bottega Veneta, de la Bottega Veneta, are piele, are ambră, are de toate, e frumos, frumos de pică și este foarte bun și ca persistență și ca siaj. Un parfum foarte potrivit pentru acest anotimp, Bottega Veneta, de la Bottega Veneta. Ce mai am eu în cutiuță? Păi mai am așa. Paco Rabanne Olimpia, deci începem cu bombițele, da? Adică cu parfumuri foarte bune de toamnă, da? Am aici pe Supremacy, foarte bun de toamnă, Jill Sander, Lacoste Parfum Elixir, Bottega Veneta, Chanel Allure Sensuel, acestea sunt foarte bune. Paco Rabanne Olimpia, care are floare de ghimbir, are mandarină verde, iasomie, are puțină sare, vanilie, ambră, cașmir. Din punctul meu de vedere, este un parfum foarte frumos și deosebit. Nu e grețos. Este și puțin, dă mie o senzație de curățel. Dar nu curățel din acela de abia suflă, un curățel cu putere,
frumos, are floare de ghimbir și are vanilie în el și are sare și are ambră și cașmir. Vă dați seama cât de bun este și sunt convinsă că multe dintre dumneavoastră l-aveți și cred că îl apreciați. Dacă nu l-aveți, puteți să-l încercați, este foarte potrivit acum. Un altul este, da, Dune de la Christian Dior, tocmai ce am făcut haul cu acesta, știți? Este un lemnos foarte, foarte frumos din punctul meu de vedere și l-aș categorisi mai mult și mai mult ca lemnos aromatic și puțin floral. Deși ei îmi spun că este oceanic, nu știu unde am găsit, nici de cum așa ceva, foarte potrivit toamna și uite, chiar mă dau cu el. Vai de mine, ce frumos miroase! Foarte frumos! De un Christian Dior. Îl găsiți pe Sole cu codul meu de reducere. Dacă vreți, o să inserez și codul de reducere de la Sole, un alt parfum bombă. Da? Și ăsta a fost bombă. Un altul pe care e de folos, care e de folosit toamna și nu numai, foarte bine merge și iarna, este Magie Noire de la Lancôme. Oho, știți când a fost creat? În 1978. Și uite, fraților, că rezistă. Coafiura mea rezistă. Ca să vă dați seama că este bun. Are foarte multe elemente în compoziția lui. Dar eu vreau să vă zic că are narcisă. Mai greu întâlnim narcisa. Are și el zibetă, are stejar, are mosc, are ilang ilang, iasomie, tuberoză, trandafir, miere, paciuli, mosc, chihlimbar, ah, zambilă. Este într-adevăr un parfum pentru doamne puțin mai în vârstă, adică cam după 50 de ani. Este un parfum foarte, foarte puternic și cu clasă. Nu-l poți purta oriunde, nu-l poate purta oricine. Nu poți fi îmbrăcat oricum când te dai cu acest parfum. Și, într-adevăr, recomand doamnelor cam peste 50 de ani parfumul Magie Noire de la Lancôme. Un alt frumos de-al meu, un alt frumos de-al meu și un dulce și un frumos Alien de la Thierry Mugler. Vai de mine, este un oriental lemnos super tare. Ei listează doar trei note, iasomie, cașmir, chihlimbar și s-o creadă cu că doar astea or fi, este atât de complex și atât de simplu în același timp. Complexitatea lui este dat de numeroasele substanțe care intră în compoziția lui și simplitatea este dată de faptul că sunt combinate atât de bine încât îți dau senzația că ar fi foarte puține acorduri. Dar nu e adevărat. Este un parfum complex, un parfum frumos, un parfum, de fapt, mai multe parfumuri într-unul singur. Pentru că se transformă, fraților, miroși într-un fel la 5 minute de când te-ai dat, altfel la jumătate de oră, altfel la 2 ore, altfel la 3 ore, altfel la sfârșitul zilei. Este alien, chiar alien. Este deosebit, este un mister acest parfum. Este creat de Dominique Ropion și Laurent Bruyer. Au făcut treabă bună, băieții. Și e un parfum de folosit toamnă, dar nu numai. Să știți că și vara, seara merge nemaipomenit. De fapt, în toate anotimpurile folosiți Alien,
ca și zadicu, ca și ce mai îmi place mie de le folosesc tot timpul. Apropo, mie toamna îmi place să folosesc și ou de mervei de la Hermes. De ce mi-o plăcea mie? Pentru că are lemnul acela. Știți? Și îmi place foarte, foarte mult. Un alt parfum din această trupă a parfumurilor de toamnă, păi este acesta, Barbary, My Barbary Black, creatorul, hai de mine, Francis Curgean. Deci și ăsta face niște parfumuri de te pune în fund, efectiv. Și la fel aici sunt listate puține note, dar doamnelor, mie mi se pare că e un pic și așa, un pic lactonic, un pic cremos. Așa mi se pare mie My Barbary Black, cicare, iasomie, piersică, trandafir, paciuli, chihlimbar. La fel sunt listate puține note, ele sunt cu siguranță mult, mult mai multe și este ceva foarte, foarte cremos. Este atunci când mănânci o înghețată și este foarte, foarte gustoasă și simți la început când iei primele lingurițe. Doamne, că-ți vine să mănânci 10, că nu te mai saturi, la ce bună e. Așa este. Și My Barbary Black este deosebit. Este deosebit, e frumos, e puternic, siaj, persistență. De purtat și tinerele îl pot purta pentru că se pretează a fi purtat și de tinere. Foarte bun parfumul. Un alt parfum bun, din punctul meu de vedere și care iar merge în acest anotimp, este La Panthère de la Cartier. Ea a fost creat în 2014, este un șipr floral. Are fructe uscate în compoziție, bergamotă, rubarbă, anason, căpșună, note de mijloc, ilang-ilang, gardenie, pară, trandafir, flori de portocală, are piele, are mușchi, are paciuli, are mosc. Foarte frumos! Foarte frumos! Pentru doamne, pentru niște doamne stilate, distinse, nu iar! Cu acest parfum nu te poți da și să te îmbraci în blugi. Nu, nu, nu. Trebuie să fii îmbrăcată foarte bine, cochetă. E un parfum puternic, cu siaj, persistență. Un parfum din acela bun. Chiar foarte bun. La Panthère de la Cartier. Cartier. Vai de cap. Și acesta se transformă. Persistă și simt eu așa trandafirul mai mult, dar simt și o pielărie, simt și puțin mușchi și așa mai departe. Ei, și bomba bombelor. De ce bomba bombelor? Eu să știți că îl am aproape plin și este tot așa adus de soțul meu, de pe alte meleaguri. La început mie nu-mi plăcea, era mai tânără, știți? Și nu prea îmi plăcea. Și Insolans, bineînțeles, de la Guerlain. Și nu prea îmi plăcea, acum îmi place de mor. Și are o violetă în el și asta e, violetă și lemn și ce mai are, dar violeta răzbește. Vedeți sticluța, nu mai spun persistență și siaj, pentru că eu cred că multe știți despre acest parfum și ce poate acest parfum. Ne batem eu cu sora mea mai are puțin și ce, hai, dă-mi-l mie, nu-l dau, căci a început și mie să-mi placă foarte mult, este de folosit la ocazii. Și vai, dacă de frumos este.
E de folosit la ocazii și te faci remarcată. Lăsați parfumurile de nișă, da, unele sunt bune, dar ce v-am prezentat eu în ultima parte a videoclipului bate multe, multe nișe, să știți. Și alea au prețuri grozav de mari. Din păcate, aceste parfumuri se mai găsesc, altele nu. Altele au fost reformulate și deci formula nu mai este aceeași și îmi pare bine că eu le mai am și vă fac puțin în ciudă. Dar dacă le găsiți, cum v-am zis eu, că sunt unele care încă se mai găsesc în formula lor, un Zadig în Voltaire, un Number 4 de la Jil Sander, un Bottega Veneta, un Lacoste Parfum Elixir Dune de la Christian Dior pe care eu l-am luat de curând, Paco Rabanne Olimpia, Alien-ul, nu știu, s-a umblat, nu s-a umblat, ăsta, La Panthère de la Cartier sau un My Barbary Black, un Ange Demon de la Givenchy, tot găsiți. Am văzut pe net și Allure Sensuelle de la Chanel, sper să fie același miros. Și acestea sunt parfumurile pe care eu le folosesc toamna. Sper că v-a plăcut videoclipul. În videoclipul următor, nu știu însă când va fi, voi face un videoclip de prezentare a giveaway-ului pentru cei 1000 de abonați. La 1000 de abonați voi da un nou giveaway care va fi compus din două parfumuri, din niște mostre parfumate, din gel de duș și loțiune de corp de la Bath & Body Works. Bath & Body Works. Sunt extraordinare, o mască foarte bună pentru ten. Și fiți pe fază, căci voi da startul noului giveaway. Se va întâmpla, bănuiesc, săptămâna viitoare. Și vă rog să vă abonați dacă vă place cum vă povestesc eu aici despre parfumele. Dacă vă place de mine, apăsați și clopoțelul pentru că sunt imprevizibilă, pot posta sâmbătă, duminică, luni, marți, nu știu când și să fiți pe fază. La revedere și vă urez o seară cât mai plăcută și vă pup!